Examinarea elevilor de an terminal a început la prima oră a dimineții. Directorul Colegiului Național de Informatică, Spiru Hareț Suceava, a explicat care au fost pașii premergători începerii rezolvării cerințelor redactate de Ministerul Educației. La prima oră am primit parola, am accesat site-ul inspectoratului, am descărcat subiectele, le-am sigilat și le-am trimis în clase. La colegiul nostru sunt 178 de elevi prezenți din 182, lipsesc 4 elevi din motive întemeiate, sunt bolnavi. În rest, s-au creat condiții de examene, camerele de luat vedere funcționează, o să vă convingeți, supravegherea este asigurată cu profesori care au ore la clasa respectivă în timpul orei. Proba de lucru durează 3 ore, iar în media notelor ce vor fi obținute de elevi vor fi introduse în catalog ca și notă din timpul semestrului, nu ca și teză. Profesorul de fizică, Virginel Iordache, susține că de data aceasta speră ca rezultatele să fie mult mai bune decât la prima simulare. Eu sper ca rezultatele să fie mai bune, pentru că după ce s-a desfășurat prima etapă a simulării, n-am fost mulțumiți de rezultatele pe care le-am obținut, cu toate că la nivel de județ ne situau pe un loc onorabil, dar pretențiile noastre sunt mult mai mari. Am senzația și convingerea că rezultatele la această simulare vor fi mai bune. De fapt, nu ăsta este rolul simulării, acela de a ne lăuda noi în fața camerelor de luat vederi și nici de a arăta cât de bun suntem. De fapt, simularea examenului de bacalaureat are rolul de a familiariza elevii cu atmosfera de examen, de a le arăta strict unde se găsesc în momentul acesta cu pregătirea lor și de a indica nouă ce trebuie să facem pentru timpul cât a mai rămas, pentru ca rezultatele acestora, deci a copiilor, să fie dintre cele mai bune. În județul Suceava, după prima simulare a bacalaureatului, promovabilitatea a fost de 56,06%, cei aproximativ 6500 de elevi de clasa a 12-a care s-au prezentat la testările trecute au susținut doar 3 din cele 6 probe. Notele obținute la română, matematică și istorie au fost trecute în cataloage, la fel ca și notele obținute în a doua simulare. Cele mai bune rezultate după prima simulare a bacalaureatului au fost obținute la colegiile naționale Mihai Eminescu, Petru Rareș și Ștefan cel Mare, toate din Suceava, la Școala Creștină Filadelfia din Suceava și la Colegiul Militar Liceal Ștefan cel Mare din Câmpul Moldovenesc. La polul opus se află liceele tehnologice și unele licee private. Aceasta este ultima testare a nivelului de cunoștințe înainte de examenul de bacalaureat propriu-zis.